când dă drumul. Cum? Care? Haide că stăm degeaba acolo. O să-i dăm drumul și vedem. S-a mai pus sala în 3 minute. Da. Acel motiv o rugăciune, nu? Da. Începem la de obicei cu rugăciunea, mai ales că cel despre care vorbim a fost un om rugător și chiar un promotor al misticii creștine. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărat Ceresc, Îngăietorule, Duhul adevărului are pretutindene și pe toate te plinești. Vistierul bunătăților și stătătorul de viață, vino și te sălășuiești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în altea simțită stăpâne binecuvântați. În noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ne-am adunat în această seară sub patronajul Maltului Părinte Arhiepiscop Teodosie, împreună cu oaspeți de la București, oaspeți din Dobrogea și din țară, pentru a audia o conferință, sper să nu fie pretențioasă denumirea, despre un personaj carismatic pentru cultura românească, pot să spun pentru cultura teologică românească, un foarte bun orator, un foarte bun ziarist de marcă, care a influențat, care a avut legături și cu un curent, să zicem, pan-ortodox, să nu zic hinduism, să nu zic ortodoxismul, Nichifor Crainic, care a avut un rol de seamă în cultura românească interverică, dar și în perioada chiar a războiului, un rol care a marcat cultura teologică românească ortodoxă, fie la Chișinău, unde a fost profesor și despre care vom vorbi poate ulterior, prin Basarabia domnului profesor Ion Constantin, ce înseamnă Basarabia pentru noi, și ulterior, cum am spus, la București. Mă refer la perioada din cel de-al doilea război mondial, dar și înainte de 1940. Igor Crainic a fost teolog ortodox, a făcut facultate de teologie la București. Nu era atunci cu curs de doctorat, oricum el a pregătit oameni care au devenit doctori, care au venit de mare valoare pentru cultura românească. Și a fost model pentru părintele Dumitru Stăniloae, mă refer la acest curs de ascetică și mistică, pe care el a inițiat în învățământul teologic românesc în acea perioadă, perioada interbelică. Bun prieten și cu părintele Arsenie Boca, au fost un trio, putem spune, în perioada interbelică și chiar perioada anilor 40. Pot să spun până în 44, poate până în 47-48, când ne referim la legătura care a avut-o părintele Dumitru Stăniloae cu părintele Arsenie Boca, când s-a editat acea filocalie care a rămas de marcă. Putem spune un curs practic de spiritualitate, un curs practic de ascetică și mistică pentru cultura teologică românească, pentru Biserica Ortodoxă Română până în zilele noastre. De aceea vom avea șansa să ascultăm ceva anume despre Nichifor Crainic, din domnul profesor Florin Duțu. El este cel care ne va prezenta această conferință. Doctorant la București, într-un domeniu foarte apropiat, tot istoria Bisericii Ortodoxe Române, face un doctorat tot despre acești trei titani și mai ales despre părintele Dumitru Stăniloae, sub ocrotirea, sub coordonarea domnului părintelui profesor Săușan. Ce pot să spun? Dânsul a studiat la sursă, deci nu vine cu povești din amintiri sau știu de unde adunate. A studiat la arhivele mitropoliei din Sibiu,
la arhivele Sfântului Sinod, la arhivele CNSAS, la arhive din alte centre eparhiale din țară și nu puține la număr. A avut contacte cu familia domnului profesor Nichifor Crainic, care nu mai este printre noi. Am fost de curând, ca paranteză, chiar la mormântul dânsului cu parohul de la biserica noastră, Sfânta Maria, Patriarhul Miron se numește parohia aceea, chiar la mormântul care se află în partea de nord-nord-est a cimitirului Sfânta Vineri. Puțin știu că acolo este mormântul acestui figuri academice, figuri de primă mână pentru cultura românească din perioada interbelică și a anilor 40, anilor de război. Putem spune că Nichifor Crainic, alături de alți mari cântitori ai vremii, au marcat învățământul teologic românesc, au marcat cultura românească ca român și ca ortodox. Repet, ca român și ca ortodox. A dus acest duh al ortodoxiei și al românismului dincolo de România, fie în Germania, fie în Italia, fie în Austria. El a fost și doctor honoris causa, probabil că a avut primul titlu de doctor honoris causa la Universitatea din Viena, chiar în 1940. A fost și ministru, acum mă rog, nu-i spunem unele și altele, frute și nefrute, a fost ministrul propagandei în anii aceia, de sfârșit de sfârșitul anilor 30 și începutul anilor 40, dar nu s-a implicat, așa cum zic unii, în mișcări extremiste, nu a afectat într-un anume fel, să zicem, imaginea ortodoxiei sau imaginea neamului românesc prin ce a făcut el pentru cultură și poate chiar pentru politica din acea vreme. De aceea vom avea ocazia în seara aceasta de la un tânăr care este foarte priceput în a analiza, a cerceta, a se documenta în izvoarele acestea primare, izvoarele care se găsesc rar, dar se găsesc dacă le cauți și le cercetezi și afli lucruri deosebite, minunate pot să spun, o să ne ofere câte ceva din evoluția vieții, o viață foarte frământată a acestui mare gânditor care a marcat cultura românească și teologia românească în acest răstimp de la mijlocul secolului 20. Ce pot să spun și cu asta termin, partea ultima vieții a fost plină de dramatism. El a fost arestat în 1947, după 3 ani de pribegie, de ascuns de aici pe Colea, mai ales prin Transilvania, arestat. Mă rog, i s-a promis libertatea, dar s-a ales cu pușcăria pentru 15 ani, 1947-1932, 15 ani de temniță grea, în care a trăit cele mai dramatice clipe din viața sa. După aceea, după 1932, au fost alți ani de urmărire, de monitorizare, dacă putem spune așa termenul ăsta modern folosit des astăzi, de organele specifice vremii. Și, mă rog, s-a sfârșit cu zilele în 1972, la 20 august, cum am spus. Ce interesant, că la 100 de ani, când toți se gândeau la Revoluția de la București, din țară, din România, dacă putem să-i spunem Revoluție, în acel an, în acea zi, se împlineau 100 de ani de la nașterea marelui gânditor și mărturisitor, o să vă spună domnul profesor Florin Buțu de ce, pentru biserica noastră, pentru neamul românesc, domnul academician profesor Nichifor Crainic. Domnul profesor, vă rog. Bună seara! Mă bucur să fiu astăzi aici lângă dumneavoastră, în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc în al treia Sfântului Teodosie, mulțumesc domnului profesor Anghelescu și mulțumesc gazdelor noastre de la Curtea Drumovenească. Și bineînțeles dumneavoastră pentru că vă petreceți această seară alături de noi. Se aude? E deschis. Se aude? Trebuie să se prindă ceva acolo. Ziceți mai tare. Că a vorbit fără microfon. Poate nu au de cei din spate. A, naturalist. Ăsta nu, de la ăsta nu se aude. Am un buton acolo. A, da. L-am manipulat. Așa și încercăm noi să trecem. Da? Ce trece cu asta, mă frate? Da, uite, asta merge chiar. Aha.
auzit? Sigur. Da? Mai bine? Da. Nu știu dacă ați auzit introducerea. Începusem cu mulțumirile pentru seara aceasta, adresate în apărea Sfântului Teodosie, domn profesor Anghelescu și gazelor noastre de la Curtea Brâncovenească. De asemenea, vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați oferit să vă petreceți această seară alături de noi. Nichifor Crainic a fost unul dintre cei mai importanți. Da? Ce bateri? Da, la mici? Pune ce baterii. Păi n-am, da. Nu, astea sunt mari, n-am astea. Da, n-am baterii, da, astea mari. Da. Nichifor Crainic a fost unul dintre cei mai importanți stânditori români de toate timpurile, putem spune. Ucenicul său, Antilia Morian, îl compara cu Mihai Eminescu. Pentru că Nichifor Crainic a avut atât o activitate publicistică, cât și una literară. A fost acceptat în Academia Română în 1940 ca poet, pe locul rămas liber după moartea lui Octavian Goga. Atunci, prietenul său, Lucian Blaga, spunea că odată cu Nichifor Crainic în Academia Română intră marii mistici ai ortodoxiei, din toate timpurile, în special părinții filocalici. De ce? Pentru că Nichifor Crainic a fost cel care a promovat și a introdus în teologia românească primul curs de mistică ortodoxă. Prima oară la Chișinău, în 1926, atunci când ministrul Ion Petrovici, prietenul său, înființase o facultate de teologie la cererea basarabenilor. Iată că acum, în curând, se vor împlini 100 de ani de la unirea Basarabiei cu regatul român. Sperăm că va fi și un moment al retregirii anul acesta. Și, după cum spuneam, Nichifor cred că a fost foarte atașat de Basarabia, unde a predat 6 ani. A legat prietenii cu oamenii de acolo, în special cu preoții, pentru că jumătate din cei care îi audiau cursurile erau preoți. Nichifor Crainic s-a născut într-o familie de țărani săraci în Lunca Neajlovului, satul Bulbucata. Astăzi se găsește în județul Giurgiu, atunci era județul Vlașca. Tatăl său era un țăran fără prea mult pământ și de aceea se ocupa cu chirigeria. Venea la București și încerca să câștige un ban în plus pentru a-și întreține numeroasa sa familie. Odată i-a adus în dar băiatului său un abecedar. Astfel, la 5 ani, Nichifor Crainic a învățat să citească și altă dată tatăl său l-a luat în București și au trecut pe lângă dealul Filaret, pe linia tramvaiului 32, aproape de dealul Mitropoliei, unde se află astăzi Academia Militară, unde se pot zări zidurile roșii ale seminarului central, unde se găsea atunci. Și cu această ocazie, tatăl său i-a spus, uite mă, Ionică, aici vreau să te dau eu pe tine, să te fac om mare. Tatăl său spera că fiul său va ajunge preot în sat și astfel terenul care aparținea bisericii putea să-l muncească și să stea liniștit lângă familia sa, să nu mai practice chirigeria. Dar iată că Dumnezeu a avut alt plan cu Nichifor Crainic, pe numele său adevărat Ioan Dobre. Și-a schimbat numele în 1926, pentru că începuse să scrie versuri încă din perioada seminarului, numai că directorul seminarului nu era de acord cu această practică. Prin urmare și-a luat un pseudonim. Da. După aceea, mă auziți? Da. Și mai aproape. Da. Puțin mai. Da. După cum spuneam,
și-a schimbat numele pentru că nu era, mai era cunoscut cu vechiul său nume și atunci când a fost nevoie să-și să obțină un împrumut de la Mociornița, marele bogătaș din perioada respectivă, care avea fabrică de pielărie. Întreprinzător întotdeauna încălțăminte. Da. Tismar. Un magnat al vremii. Magnat. Da. Și un filantrop. Da. Și filantrop, sigur. Și filantrop. Așadar, Nichifor Benenca a început școala primară în sat. Primele două clase nu i s-au părut deloc atrăgătoare din cauza dascălilor mediocri, dar în a treia clasă a venit un dascăl genial, Constantin Spâneșteanu, căruia i-a purtat o recunoștință întreaga viață, pentru că acesta i-a deschis calea către cunoașterea intelectuală, un alt fel de cunoaștere, practicând o școală adevărată, în sensul că se implica foarte mult în educația elevilor săi și chiar a mers alături de Nichifor Crainic atunci când acesta s-a înscris la seminar. L-a încurajat foarte mult, prin urmare Nichifor Crainic a intrat primul la seminarul teologic central din București. Însă tatăl său, fiind atât de sărac, a fost nevoit să-și vândă calul și un porc din bătătură pentru a-și întreține fiul în prima clasă de seminar. După absolvirea seminarului, Nichifor Crainic a urmat Facultatea de Teologie din București, pe care a absolvit-o în 1916, când a plecat ca soldat sanitar pe front, petrecându-și 2 ani la Iași. În această perioadă începe să scrie la ziarul lui Nicolae Iorga, care considera opera sa poetică hrană pentru nobilarea sufletelor. Iată că acum 100 de ani întorcându-se, acum aproximativ 100 de ani, întorcându-se de pe front în București și apoi în Bulbucata, găsește pe tatăl său pe patul de moarte, din cauza eforturilor pe care le făcuse. Acesta suferea de o boală cumplită, însă nu și-a dat sufletul până nu l-a văzut pe fiul său favorit. Și singurul său testament pe care i l-a lăsat a fost de a-i arăta icoana de deasupra patului și a-i spune Ionică Dumnezeu. După aceea și-a dat sufletul mâinilor Dumnezeu. A fost o mare dezamăgire pentru el această moarte a tatălui, astfel încât căzuse într-o oarecare depresie. Dar în 1920, prietenul său, Lucian Blaga, l-a chemat la Viena, unde a urmat cursurile Facultății de Filozofie, înscriindu-se la un doctorat despre marele mistic german Meister Eckhart. Însă prăbușindu-se moneda austriacă, Nichifor Crainic nu a mai avut posibilitatea de a se întreține, astfel că a fost nevoit să revină în țară. Însă acolo o întâlnise pe soția sa, o bucovineancă, Aglaia Cristiuc, cu care a avut o fică, Furtuna Ioana. Din păcate, Furtuna Ioana s-a prăpădit în 1983, înainte de căderea comunismului. Și a îndurat o grea suferință din cauza prigonirii tatălui său. A fost nevoită chiar să divorțeze formal de soțul său, care a fost închis și trimis chiar în închisoarea de la Constanța pentru ascunderea de manuscrise subversive, manuscrisele socrului său. Se întoarce de la Viena și se implică foarte mult în activitatea publicistică, astfel că devine mentorul revistei Gândirea, cea mai importantă revistă din perioada interbelică, Imaginea României Mari, în care încerca să promoveze în special cele două opere care cuprind cele două coordonate ale sufletului românesc, Ortodoxia și Mitul folcloric. Cei mai importanti scritori ai perioadei interbelice colaborează la această revistă: Lucian Blaga, Adrian Maniu, Cezar Petrescu, Vasile Băncilă, Ion Petrovici și mulți alții. Chiar
preoți, părintele Dumitru Stăniloae, prietenia cu părintele Dumitru Stăniloae începe în anii 30, când îl întâlnește la o masă la Mitropolia din Sibiu, care atunci Nichifor Crainic avea o relație destul de strânsă cu mitropolitul Nicolae Bălan, care a avut o inițiativă singură în Ortodoxia Românească de a trimite tineri la principalele centre din lume, de a-i forma și de a aduce un aer proaspăt în teologia românească. A avut 66 de bursieri din 1920 până în 1944, pentru care s-au numărat părintele Dumitru Stăniloae, părintele Arsenie Boca, părintele Liviu Stan, viitorul mitropolit Nicolae Mladin și mulți alții. Spiridon Cândea. Spiridon Cândea, da, profesor de liturgică. Și a avut un rol foarte important în teologia românească, în special prin implicarea sa în activitățile tinerilor. Astfel că părintele Dumitru Stăniloae mărturisea într-un interviu acordat părintelui Ioan Pintea, că i-a fost ucenic. Nu este puțin lucru ca părintele Stăniloae, marele teolog, poate cel mai important teolog din secolul al XX-lea, să recunoască că a fost ucenicul lui Nichifor Crainic. De asemenea, un alt ucenic de seamă a fost părintele Arsenie Boca. Nichifor Crainic i-a deschis acestuia calea către desăvârșirea duhovnicească. După cei 6 ani petrecuți la Chișinău, Nichifor Crainic este chemat în București să predea la Facultatea de Teologie, care și avea sediu în Universitatea din București, acolo unde se găseau celelalte facultăți de filologie, de istorie. Nu se afla unde se găsește acum la poalele dealului Patriarhiei. Astfel că era inclusă printre celelalte discipline importante, deci nu era marginalizată, cum s-a întâmplat în perioada comunistă, când mistica ortodoxă a fost scoasă din programa de învățământ. În anii 30, Nichifor Crainic de asemenea și-a înființat propriul său ziar, Calendarul, ajutat de un inginer, Zanfir Cristodurescu, care era și nașul fetiței sale. Acesta avea o avere considerabilă și pentru că soția sa îi murise într-un tragic accident de tren, hotărâse să-l ajute pe Nichifor Crainic, punându-i o singură condiție, ca în acest ziar să spună numai adevărul și să nu facă niciun fel de compromis. Prin urmare, coordonatele, punctele cardinale ale misiunii acestui ziar au fost 3. O Românie monarhică, o România a românilor, după lozinca promovată de mentorul său Nicolae Iorga, o România a românilor și numai a românilor, și o Românie creștin-ortodoxă. Acestea au fost cele 3 puncte cardinale ale gândirii sale. Și pentru că a făcut acest lucru, toată sinceritatea, a fost suspendat ziarul său la un an și jumătate de la apariție. A apărut în 1922 și a fost suspendat în 1900, la începutul anului 1934, după ce scrisese un articol intitulat În țara regelui Vider și a reginei Duduia, cu aluzie la Carol al II-lea și la concubina sa, Elena Lupescu. Astfel că s-a implicat mai mult în activitatea teologică. A fost primul care a vorbit despre filocalie în secolul 20, nu părintele Dumitru Stăniloae, așa cum se vehiculează, și Nichifor Crainic a fost cel care a pus bazele curentului filocalic, a restaurat teologia pe adevăratele temelii mistice. Pentru că în 1938 a făcut o cerere către Sfântul Sinod în care cerea ajutorul pentru publicarea filocaliei.
Sfântul Sinod i-a oferit sprijinul prin vocea mitropolitului Nicolae Bălan, care și-a luat răspunderea de a o tipări la Sibiu. În anul următor, 1939, părintele Arsenie Boc a mers la Muntele Athos, de unde s-a întors cu manuscrise și l-a impulsionat pe părintele Stăniloae în traducerea mai multor manuscrise din limba grecească, pentru că părintele venise și cu manuscrise în limba română ale unei filocalii de la Prodromul, în 1920, care nu reușise să vadă tiparul. Astfel că cei trei, sunt trei titori ai filocaliei românești: părintele Dumitru Stăniloae, academician Nichifor Crain și părintele Arsenie Boca. După cum se știe, în prefețele volumelor, primelor patru volume, apărute în 1946-1948, părintele Stăniloae îl menționează doar pe părintele Arsenie Boca, precizând că n-ar fi fost posibilă publicarea acestei opere fără ajutorul părintelui Arsenie Boca și fără mișcarea duhovnicească de regenerare a vieții bisericești din jurul mănăstirii Sâmbăta de Sus. Bineînțeles, nu putea să menționeze rolul pe care Nichifor Crainic l-a avut, pentru că, trebuie spus, după 1944, Nichifor Crainic s-a aflat pribeag în țara sa. Aflase din presă că este urmărit și a luat hotărârea să se ascundă pentru o vreme. S-a ascuns inițial la Sibiu, unde îl vizita un ascunzătoare, părintele Arsenie și părintele Dumitru Stăniloae. Însă n-a putut să stea decât câteva luni, pentru că raziile româno-sovietice îl puteau descoperi, astfel că a luat hotărârea de a pleca din Sibiu și cel singurul care i-a oferit ajutor a fost părintele Arsenie Boca, care l-a ajutat să evadeze într-un camion cu brânză, practic ascunzându-se în spatele, în spatele camionului, da, în butaie, între butaiele de brânză. Și au reușit să ajungă la mănăstirea Brâncoveanu, a petrecut acolo o iarnă, unde a revăzut traducerile efectuate de părintele Dumitru Stăniloae și le-a corectat din punct de vedere literar. Însă nici la Sâmbăta de Sus, din cauza faptului că era un pelerinaj intens, mii de oameni venind să se înduhovnicească, nu a putut rămâne mult timp și de acolo a plecat tocmai în Munții Apuseni, la o preoteasă bătrână văduvă, în satul Blăjeni. Din satul Blăjeni era unul dintre monahii de la mănăstirea Sâmbăta, Vasile Șortan, care a devenit ulterior medic. Nu intrase practic în monahism, doar își petrecea mare parte din... Nu luase încă o decizie definitivă. Ulterior devenit medic. Din Munții Apuseni a reușit să se refugieze în zona Târnavelor și a stat ascuns în satul Lepindea la un preot, Cornel Dascăl, care l-a ocrotit foarte mult. Ulterior, acesta fiind anchetat și amenințat cu închisoarea din cauza acestui lucru. Apoi, din Lepindea, a mers în satul Iglan de lângă Târgu Mureș, la fratele episcopului Policar Morușca, primul episcop al românilor din America. În final, a ajuns în satul Cerghit, tot de lângă Târgu Mureș, la părintele Sămărghițan. I-am cunoscut pe fiii părintelui Sămărghițan, care erau mici atunci când Nichifor Crainic s-a ascuns în casa parohială, dar își aduceau cu bucurie aminte de acele clipe petrecute de marele academician. Țineau minte inclusiv faptul că se atașase foarte mult de un cățel pe care l-a pomenit și în amintirile sale privind țara mea, Grigri. Și când Grigri a murit, Nichifor Crainic a suferit foarte mult ca după un copil al său, ca după cineva foarte drag. Și
De asemenea, Nichifor Crăinc în sat stătea de vorbă cu copiii și îndemna pe părinții lor să-i dea mai departe la școală și să se jertfească pentru educația lor, astfel că sunt mulți copii care acum își aduc aminte de acele momente din anii 40, din anul 47. De la Cerghit s-a predat în luna mai 1947, crezând că va scăpa cumva de închisoare, rejudecându-i se cazul. Petre Pandre a fost avocatul său, însă odată cu detronarea lui Lucrețiu Pătrășcanu, cumnatul lui Petre Pandrea, acesta nu a mai putut să-l sprijine foarte mult, prin urmare Nichifor Crăinc a fost aruncat în închisoarea Văcărești și transferat ulterior la Aiud, unde a petrecut 15 ani. În acești 15 ani, Nichifor Crăinc a creat poezii care au salvat viețile celorlalți deținuți, după cum declară aceștia. În fiecare duminică, nu terciul era așteptat, ci predica lui Nichifor Crăinc. De asemenea, poeziile sale au circulat prin toate închisorile. Inițial s-au răspândit în închisoarea Aiud, fiind transmise prin morse, însă au ajuns apoi la canalul Dunăre-Marea Neagră și în celelalte închisori din întreaga țară. În anii 70, ucenicul său, care reușise să se refugieze în Occident, Vintilă Horia, scrie o poezie despre maestrul său, pe care o găsiți într-un volum de poezii, în care spune că mă gândesc, maestre, la tine, ai fost o lumânare caldă a cunoașterii pentru ceilalți deținuți și misiunea ta a fost să duci această lumină, parafrazez. O am aici poezia, dar nu vreau să o citesc acum, decât dacă veți dori la momentul întrebărilor. Vintilă Horia, o mare personalitate, iarăși, a neamului românesc. O personalitate prigonită, după cum știți, acum 2 ani i s-a retras titlul de cetățean de onoare al localității Segarcea, iar autoritățile românești au permis acest lucru, din păcate. Nichifor Crăinc a avut ucenicii, după cum vedem, în mai multe domenii ale vieții. Viața culturală, în domeniul teologic, fiind o personalitate cu multiple calități. Cine citește memoriile sale are senzația că este pătruns de o adevărată cunoaștere. Acea cunoaștere, acel adevăr care ne face liberi, pentru că Nichifor Crăinc considera că acest neam nu poate fi slujit decât de un naționalism înnobilat de creștinism. Pentru crezul acesta a suferit și este marginalizat, din păcate, în continuare, pentru că nu a fost complet reabilitat, după cum spunea și a fostul deținut politic Remus Radina. Da. Alte lucruri, ar fi multe de spus despre Nichifor Crăinc, însă timpul este limitat. Da, opera sa teologică de căpătâi sunt cursurile de mistică ortodoxă, numită, definită de acesta ca știința îndumnezeirii omului. În seminar și în facultate, Nichifor Crăinc simțise o adevărată secetă sufletească pentru că nu existau cursuri despre viața duhovnicească. Prin urmare, a luat hotărârea să caute o modalitate de a fi contemporan, cum se exprima el, contemporan cu Iisus Hristos. Și a dat seama că numai prin mistica ortodoxă se poate întâmpla acest lucru.
știința curățirii, a iluminării și a îndumnezeirii omului, practic această învățătură de care vorbesc părinții filocalici. O altă carte importantă a sa este Nostalgia Paradisului, cursul său de apologetică ortodoxă. Volumele sale de poezie și opera sa publicistică, o operă vastă. Încă nu s-a publicat în volume, însă cel care se va ocupa de lucrul acesta va avea mult de muncă, pentru că a colaborat la foarte multe reviste culturale și foarte multe ziare. Și cel care va citi articolele acestea își va da seama de similitudinile între Mihai Eminescu și Nichifor Crainic. Numai că Nichifor Crainic a avut și această viziune mistică ortodoxă pe care a reușit să o transmită prin acest curent gândirist, cel mai important curent cultural-artistic din perioada interbelică. Opera sa poetică carcerală este foarte importantă pentru că a salvat vieți, iar Monica Lovinescu spunea că Nichifor Crainic merită să fie reabilitat și merită să fie reconsiderat pentru această operă care a condus la salvarea vieților celorlalți deținuți. Poate că el ar fi putut să, după 1944, să fugă din țară și să se refugieze în Occident, pentru că avea numeroși prieteni. Însă a mărturisit că nu a plecat pentru că considera acest lucru a fi o trădare. Cu toate că după ieșirea din temniță a colaborat la ziarul Glasul Patriei, autoritățile nu i-au publicat opera, cu toate că operele de căpătâi ale altor fugari, să spunem, refugiați în Occident, erau publicate în perioada respectivă. De asemenea, suferea foarte mult pentru că, neputându-și exercita vocația sa, era un permanent chin sufletesc pentru el. E ca și cum unui profesor nu-i dai voie să predea, ca și cum unui părinte nu mai dai voie să slujească, cum a fost cazul părintelui Arsenie Boca. În 1900, aveam câteva fotografii pregătite, în 1969, când am primit 80 de ani, prietenii se au organizat o seară specială la restaurantul Bucur din București. Printre invitați s-au numărat părintele Dumitru Stăniloae, Ion Petrovici, regizorul Alecu Croitoru, Radu Gir, prietenul său. A fost o strânsă prietenie între ei, atât înainte de perioada de închisoare, cât și după aceea, până în ultimele clipe ale lui Nichifor Crainic. Radu Gir s-a săvârșit ulterior. E ca lui Radu Gir a cântat în Corala Patriarhiei Române. Uitați poza. Aceasta este fotografia în 1969. Și undeva și pe de Arsenie Boca, stânga. Da, stânga, părintele Arsenie Boca în costum civil, după cum știți, în 1959. Înainte de aplicarea decretului 410, părintele Arsenie, printr-o nedreaptă hotărâre, a fost scos din mănăstire. Nu este adevărat, cum se vehiculează, că el ar fi părăsit monahismul de bunăvoie și, așa cum am arătat și am publicat documentul respectiv, în 1958, Alexandru Drăghici a elaborat acel raport care a fost prezentat de către reprezentantul cultelor, Dumitru Dogaru, în ședința Sfântului Sinod din 1958 și a obligat practic pe părinții din Sfântul Sinod să accepte hotărârile pe care Drăghici le transmisese, însă îi sugerase să nu cumva să se afle că în spatele acestei hotărâri, acestui decret, se află securitatea
și astfel încât întreaga responsabilitate să cadă pe umerii bisericii. În 14 mai 1959, părintele Arsenie a primit ordin de la Episcopia Radului, care îi se spunea să părăsească mănăstirea conform hotărârii Sfântului Sinod și să îmbrace un costum civil din banii pe care îi va primi de la Episcopie. Acesta a fost un moment tragic pentru părintele Arsenie, pentru că nu a putut să-și mai exercite vocația sa monahală, sau mai precis să se afle în mănăstire. După cum știți, în următorii 30 de ani a fost marginalizat. De aceea există, să spunem, acest pelerinaj intens la mormântul său, pentru că părintele a respectat voturile monahale, făcând ascultare de autoritățile bisericești și ducând o viață monahală în anonimat. Dar s-a ocupat cu pictura. După cum știm, absolvise Academia de Arte Frumoase, unde îl trimisese Mitropolitul Nicolae Băran în 1933, și cu această ocazie îl cunoscuse pe Nichifor Crainic, sau audiază cursurile Nichifor Crainic, care îi deschid calea către desăvârșire. În anii 50, părintele Arsenie are de gând să picteze Biserica Prislopului și ia legătura cu Comisia de Pictură a Patriarhiei Române. Printre maestrii săi s-a numărat și inclusiv maestru Gheorghe Popescu, care a pictat Catedrala din Constanța, mare maestru al picturii bisericești. În 1955, părintele Arsenie a pictat alături de acesta și a făcut practica pe șantierele catedralei din Galați. După scoaterea din mănăstire, să închei cu părintele Arsenie, după cum știți, Patriarhul Justinian l-a luat sub ocrotirea sa și a desfășurat o activitate la atelierele Patriarhiei Române de la Schitul Maicilor, iar în 1967 a pictat Biserica de la Drăgănescu și în paralel îi îndruma pe cei care îl căutau și cereau sfatul. În 1971, Nichifor Crainic merge la Drăgănescu și cu un an înaintea morții sale și îi lasă o scrisoare părintele Arseniei care îi apreciază opera iconografică, mărturisind că biserica de la Drăgănescu iradiază lumina Raiului. Astfel că un mare maestru a apreciat opera ucenicului său, opera artistică. Aceasta este o icoană pe care părintele Arsenie a dăruit-o lui Nichifor Crainic, probabil cu ocazia acelei aniversări, în 1969, icoane mai puțin cunoscută pe care am descoperit-o în apartamentul lui Nichifor Crainic din strada din Nicu Golescu, unde a locuit în ultimii 10 ani din viață. Mai sunt și alte imagini. Nichifor Crainic în 1971. Aici cei doi ucenici ai săi, lucrând la filocalie, părintele Dumitru Stangaș și părintele Arsenie, în 1944 la Sibiu. Coperta filocalie realizată de părintele Arsenie Boca. Aici este numărul din ziarul Calendaru, când acest ziar a împlinit un an, printre colaboratori. Mai jos, în partea dreaptă, îl vedem pe marele filozof Emil Cioran și alți colaboratori pe o altă fotografie. Aici este echipa completă a ziarului Calendaru. Dragoș Protopopescu, Radu Dragnea, Nicolae Crevedia, Toma Vlădescu și mulți alții, părintele Dumitru Stăniloae,
teologi precum Petre Vintilescu și Teodorin Popescu, Ioan Gesavin a colaborat la acest ziar redutabil, suspendat din ordinul forțelor potrivnice. Da. Aici, în 1969, alături de Părintele Stăniloae în spate și marele filozof Ion Petrovici, ucenic al lui Titu Maiorescu. Aceasta este o fotografie pe care am descoperit-o în arhivele CNSAS. Este poza de buletin din 1944, când Nichifor Crain l-a întâlnit pe primarul din satul Gălănești, din Rădăuți, și a cerut acestuia să-i întocmească un buletin fals care să-l ajute să călătorească prin Ardeal. Astfel că și-a luat numele de Ion Vladimir Spânu, ce avea meseria de negustor de cherestea. Cu acest buletin a călătorit timp de 2 ani și jumătate prin satele din Ardeal, însă n-a fost nevoie să-l folosească. Și cu toate că era deghizat și a pus ochelari din sticlă groasă și și-a lăsat barbă, camuflându-se astfel, și-a dat seama că oamenii și foștii săi studenți îi poartă o amintire frumoasă și nici de cum nu l-acuzau cum au făcut în 1945 în procesul ziariștilor, când acuzatoarea public Alexandrina Sidorovi, soția lui Silviu Brucan, l-a acuzat de dezastrul țării și din această cauză a fost urmărit, a fost închis, alături de alți ziariști naționaliști, pentru că odată cu instaurarea trupelor sovietice, după 23 august, cu venirea armatei sovietice și venirea consilierilor sovietici, primii vizați au fost, bineînțeles, ziariștii naționaliști, pentru că aceștia reprezentau o forță care se opunea instaurării comunismului. Cel mai ușor este de manipulat prin presă, după cum vedem și astăzi, când mass media practic promovează neadevărul, mistifică adevărul și non-valori. Non-valori. Nu este o presă, din păcate, cu unele excepții, bineînțeles. Aceasta este coperta revistei Gândirea despre demofilie, iubirea de popor. Crainic nu credea în democrație și credea în demofilie. Dar este cu totul altceva. De asemenea, el a elaborat un program de guvernământ numit Programul Statului Etnocratic, pornind de la crezul mentorului său, Nicolae Iorga, România românilor și numai românilor, fără imixtiuni ale forțelor străine care destabilizează, practic, aici este alături de echipa de la revista Sfarmă Piatră. Nichifor Crain este în partea stângă jos, după cum vedem, al doilea. În mijloc este marele academician și scriitor Ioan Bretescu Voinești, autorul celebrei novele Puiu. Nicolae Crevedia, în spatele vedem pe Vitilă Horia, cel care a primit în Franța premiul Goncourt, însă securitatea românească împreună cu forțele de stânga din Franța i-a organizat o campanie de denigrare, astfel încât acesta nu și-a mai ridicat premiul. Și ceilalți colaboratori, această presă a fost, odată cu dispariția acestor ziariști, a dispărut presa liberă din România interbelică. Apoi cu fica, Fortuna. Aici este alături de fica sa, Fortuna Ioana, o doamnă distinsă, care coresponda cu Lucian Blaga. Din păcate, această corespondență s-a pierdut, pentru că atunci când Nichifor Crain s-a aflat în privegie,
a fost nevoită să se refugieze din casa în care locuia, iar un vecin a luat această corespondență și s-a încălzit într-o iarnă cu aceste hârtii, pierzându-și astfel niște comori ale românismului. În încheiere, am pregătit un interviu necunoscut pe care fiica sa, Furtuna Ioana, i-a luat Nichifor Crainic în 1968 pentru... în care vorbește despre principalele sale crezuri și rămâne ca un testament pentru noi. Nu durează foarte mult și vă invit să-l ascultați. Ții mai tare că de la maxim. Este și video sau nu? Audio. Audio. Trebuie să dai maxim. Deci putem să... Iau de la capăt. Da, maximul la volum. Maxim. A, microfon, da, corect. Ușor. Pune-l pe masă. Dintre înțelepții și cugetătorii lumii, pe care îi prețuiești mai mult și care-i filozofia pe care o socotești mai valoroasă sau mai frumos expusă? În prețuirea filozofilor, eu am criteriu unic de judecată. Evanghelia lui Iisus Hristos. Cine se potrivește cu ea, e gânditor universal. Cine nu, filozofia lui Plato e cea mai aproape de esența Evangheliei. Pentru mine, Plato e mintea cea mai înaltă pe care a dat-o omenii. Afară de asta, Plato e un mare artist care, cu gestiunul înalt, s-a exprimat ca un mare poet. Dacă mă întreb de gânditorii care s-au exprimat frumos, cum zici tu, m-ai entuziasmat de student, bolșevistul francez Jean-Marie Guieu, prin stilul său poet, Henri Bergson, care în fond e un neoplatonic, prin raffinamentul său stilistic, Schopenhauer, care își exprimă pesimismul în care nici el nu credea, în fraze de muzicalitate voluptoasă, și Nietzsche, care îmbracă în flavirea poeziei ideile lui Darwin. Lucian Blaga merge pe aceeași linie. Filozofia lui e, în primul rând, poezie, care nu depășește granița frumosului pentru a schița un sistem moral. Tu iubești atât de mult muzica, dar ai preferințe puternice cât și antipatii față de anumite forme ale muzicii. Vorbește-mi despre unele și despre altele. Da, am preferințe foarte clare în muzică. Îmi place glasul omenesc, fiindcă din el s-a născut muzica. Dar nu îmi plac pieretele și aprobațiile de la opera. Opera e o formă artificială și dezvăluită, afară de cazul de Parsifal, Baieții de Sărit sau Polis. Pentru gustul meu, suprema formă a muzicii e simfonia. E chiar singura formă de artă care poate crea imaginea universului. În notele arhitectonizate ale simfoniei e metafora întregului cer stelat. De aceea, o simfonie de Beethoven e mai profundă, instinctiv vorbind, decât un sistem filozofic. Dacă universul nu poate fi cuprins în cugetare, a putut fi în muzica lui Bach și Beethoven, în
poezia lui Dante și Dumnezeu. Eu găsesc că glasurile omenești jonează cu instrumentele mult mai fine și mai solemn decât în operă, în oratorii, în fa, în hai, în petum, sau dintre moderni, în Honegger și Trittmann, în cei din urmă, prevalând ritmul asupra melodiei. Din încercările românești, muzica simfonică autentică sunt rapsodiile lui Enescu și creațiile lui Paul Constantinescu. Ca bun cunoscător și atât de priceput iubitor și critic al artelor plastice, spune-mi ce pictor și ce sculptor au cucerit admirația ta, la nivelul cel mai înalt, bineînțeles. Sunt convins că Rembrandt rămâne ultima perfecțiune a fricii, mai ales în autoportretele care figurează în galeria Liechtenstein din Viena. În ansamblul muzeal al Europei, El Greco e unic prin sinteza pe care a creat-o între bizantin și occidental. Crescut în iconografia lui Panselinos, de la care a plecat și el, noi, cred că îl înțelegem mai bine decât altfel. Sunt convins apoi că pictorii noștri religioși, munteni și moldoveni, în veacurile al 15-lea sau 16-lea, nu sunt cu nimic mai prejos decât cei italieni. Ai noștri sunt chiar superiori prin mirul metafizic al spiritului picturilor. Iar dacă e vorba de o influență, ea nu se poate admite decât de la Orient asupra Occidentului, prin Giotto și El Greco. Judecând și după cei vechi, și după Grigorescu, Lucian și Petrașcu, sunt convins că în geniul pictural ne măsurăm cu cel mai înalt nivel european. Geniul românesc în istorie se afirmă o dată cu pictura. Din literatura în lumii, care creator de frumos îți sunt mai dragi? Dar din literatura noastră românească. Mă precesc că Milton îmi place mai mult decât Dante. E mai puțin livret, mai colorat și mai poetic. Dostoievski e cel mai mare romancier al lumii. Numai din romanele lui s-a născut o mare filozofie. Rainer Maria Rilke și Otto Carpeșenzina, cehul, sunt cei mai mari poeți contemporani, ca și Lucian Blaga, adânc înrudit cu ei. Poetul poporului nostru însă este și trebuie să fie Gheorghe Curcuc. Numai Curcuc este expresia lui integrală. Ai vizitat câteva țări ale Europei. Ce țară sau ce oraș ți-a lăsat amintirile cele mai frumoase? Cea mai frumoasă țară din Europa văzută de mine este Italia, unde natura se întrece cu geniul omenesc în frumusețe. De la Renaștere încoace, nimeni n-a înfrumusețat-o ca Mussolini, cât timp a mers pe linia geniului constructiv. România noastră are aceeași șansă ca Italia, dacă v-am fi conștit să ținem legătura cu trecutul și să o împodobim în spiritul geniului poporului nostru pe care nu trebuie să-l căutăm peste hotare. În cei 23 de ani cât a apărut, în gândire au strălucit mai toate condeile de valoare ale scrisului românesc dintre cele două războaie. Spune-mi câteva cuvinte despre atmosfera de la gândirea, despre cei mai dragi gândiriști. Mă gândesc cu pietate la întemeitorii ei, Cezar Petrescu, Adrian Maniu, Jim Micăiescu și Lulu Blagu. Cu Cezar
nu m-am potrivit sufletește și n-am știut ce vreau. Adrian a fost un zigzag pe Constanța mea, și cu afecțiune absolută, lui prietenul cu care ne-am povestit total unul altuia. Grupul amplu al zirismului nu s-a constituit prin deliberare prealabilă ca viața românească a lui Pere Bunoaș, ci prin activitate românească, fiind de generație și aderență la idee ca asemănător. A fost grupul literar cel mai compact. Toți mari gândiriști care s-au afirmat aici, ca Ion Pilar, Vasile Iculescu, Victor Vasilian, Victor Ion Popa, întreaga pleiadă, au privit gândirea ca opera lor personală a fiecăruia. Dar dintre profesorii pe care i-ai auziat la facultate, care ți-a lăsat o impresie mai profundă? Și de ce? Prin erudiție, prin talent sau omenie? Asupra anilor mei de formație, recunosc influența compozitoare a lui Nicolae Iorga. Pe Nicolae Iorga, această gigantică întrupare a genului românesc, ai avut fericirea să-l cunoști de aproape. O amintire cu el? Ca orice om de geniu, era capricios pe un fond foarte generos în asemenea. În primul război mondial, urmau să fie judecați scriitorii și ziariștii care au scris cu plată în ziarele comandamentului german din teritoriul ocupat sau partizat cu ocupanții. Astfel erau Cala Galacton, Vede Pătrășan. Situația lui Tudor Arghezi era mult mai grea că își putește redactor șef la ziarul comandamentului german. L-am rugat pe Nicolae Iorga să-ți facă din proces pe Gala Galacton și pe Vede Pătrășan. Deși nu putea suferi proza lui Galacton, i-a salvat pe amândoi. Arghezi și Ion Slavici, împreună cu alți trei ziariști, au fost condamnați la câte 5 ani închisoare. După un an și jumătate, pedeapsa părându-mi se enormă, l-am rugat din nou pe Iorga în favoarea celor pedepsiți. El a intervenit la parat și a fost grațiat. Cu toate că era cel mai intransigent om pe chestiunea națională, mila de om îl convulsea. Da, în domeniul gastronomic, în care n-ai fost niciodată un consumator de frunte, ce preferințe? Nu te teme. Nefiind reporter american, nu te voi întreba și de numărul pantofilor sau de marca pastei de dinți pe care o folosești. Timp de 15 ani cât am fost nevoit și aveam de foame, n-am dorit nimic altceva decât mămăligă cu frânză, așa cum o pregătea mama mea la casă. Și o ultimă întrebare, tupule. Deși ca arme n-ai mânuit decât condeiul și chiar lipsa condeiului, te pot întreba ca pe un oștean. Care e cea mai grea înfrângere pe care ai suferit-o, dar cea mai frumoasă victorie pe care ai cucerit-o? Toate victoriile mele, multe și mari, le-a adus scrisul meu în slujba țării mele. Toate înfrângerile mele, multe și mari, le-a adus scrisul meu permanent în slujba țării mele. În consecință, sunt singurul scriitor consacrat în trecut, interzis de 25 de ani în țara mea și a strămoșilor mie. Poate, fiind o mare enciclopedie ale lumii, îmi atribă o influență considerabilă, cum să spui acolo, asupra scrisului românesc. Îți mulțumesc, Tucură, pentru răbdarea cu care ai răspuns unui reporter improvizat ca mine.
Îți mulțumesc, desigur, și în numele celor care vor auzi vocea caldă și viguroasă, imprimată în această zi însorită de iunie a anului 1968. Dacă există întrebări, și probabil că există, să le pune domnului profesor Florin Duțu, sau nou eventual, bineînțeles în altului care este lângă noi. Probabil că sunt întrebări, figura este mare, dar uitată de lumea noastră. Din păcate, nu mai apare, și nu numai el, sunt figuri mari ale culturii interbelice, oameni care au fost români, ortodoxi, ortodoxi, și au cam dispărut din motive cunoscute sau mai puțin cunoscute. E și cazul Nichifor Crainic. Există, de fapt, și alte personalități, și nu numai din cultură sau din învățământ, și din alte straturi sociale sau socioprofesionale ale României din diverse tipuri, care au dispărut din motive cunoscute, mai puțin cunoscute. Dar la Nichifor Crainic, pentru că a fost prea român, chiar că aproape că a dispărut din manualele școlare, din enciclopedii, din istorii, nu știm cine a fost. A fost un mare orator, a fost doctor honoris causa, repet, la Viena, a fost primul titlu a unui român acolo, din câte știu eu, poate știu, poate nu știu bine, în 1940, deci an când deja Europa era în război. Vă dați seama dacă aceia de acolo, unde era cultura, vârful culturii mondiale, i-au acordat acest titlu, cine era Nichifor Crainic? Poate că acasă, poate știau, poate nu știau, dar cred că atunci știau cine este Nichifor Crainic. Acum, din păcate, nu prea mai știu. Dar totuși, hai să îl redescoperim câteva cuvinte, cu câteva întrebări, domnul director. Există în sală un domn, domnul George Cușa, care l-a cunoscut pe Nichifor Crainic în niște condiții mai speciale. La Surat, dacă ne poate spune câte ceva din tinerețea dânsului și a în față, în față, în față. În față să... În față, în față. Da, nu. N-ai ce spun. Să i dai microfon. Ionuț, Ionuț, primul cu Basarabia, când vorbește domnul Constantin. Deci primul, prima secțiune din pozele alea. Dar eram la Iud. Venisem pentru a doua oară la Iud cu 21 de ani de pretenție, onorat de Tribunalul Militar Constanță. Făcuți-vă înainte 5 ani. Și pentru un colin care l-am făcut în 1947, în cărui bani ne-am dus la București la două doamne, deci în 58, dacă e doamne, murise de toți cu 20 de ani de zile în urmă. Rămăsese totuși un act condamnabil din punctul lor de vedere, pentru că era vorba de doamna lui socialului Ionel Mota și socialului Corinel Codreanu. În 47 l-am dus din sat de la mine cu încă un colic și l-am dus niște daruri de Crăciun. A fost consemnat acest turnat din sat de la mine și pentru acest motiv mi s-a dat pe lângă altele pe care nu le-am declarat în ancheta la Ministerul de Interne în 1948, când a fost condamnat în centrul Universitar București, regional. La Iud, 1961, comunicasem la Morse, țineam o lecție despre Hegel, un nucleu Hegel, făcut în filozofia, până în anul 4. Și am transmis la Morse și a fost scris, bineînțeles, și după aceea izolarea. Mi-am venit cu izolare pentru 7 zile, cam așa se dea, 7 zile. Și era în perioada când eram în celulă chiar cu Petre Ciuța, Petre Pandrea, părintele Boghiu Sofian, Naie Cojocar și 3 studenți, foști studenți trecuți pe la Pitești. Am primit pe de 7 chiloți în bocan și cămașe,
jos la Neagră. Nu știam unde e Neagră, dar nu știu că mi-a cuprit din celular și mergeam, m-a dus la Zarcă. Știam că la Zarcă sunt personalitări marcante. La Zarcă. Am intrat în Zarcă și nu știu ce musculade a fost acolo. Trebuia să mă duc la celula de execuție. La capătul Zarci. Nu știu ce musculade a fost acolo. Când la un moment dat mi-a spus însoțitorul meu, stai puțin aici. Mi-a deschis o ușă și m-a vrut înăuntru. N-aveam voie să merg mai departe, pentru că erau vreo 7, 8 sau 10 deținuți politici care trebuia să fie repartizați. Și ca să nu ne vedem unii cu ceilalți, m-a băgat într-o celulă. Ei, în celula respectivă, o celulă Zarcă era mizerabilă, sigur. Noi, totuși, celulele noastre de la celulare erau celule normale. Adică normale. Normale din punctul lor de vedere. O celulă care era destinată pentru un singur deținut politic, cu dimensiune de 2 ori 3, noi suntem 8-5 acolo, 4-4. Deci, eram la Zarcă, la partier, la partierul de jos, așa spuneau jandarmi, adică milițieni de acolo. Și m-am prins într-o celulă. În celula respectivă mi s-a părut cam tenebroasă așa, deși tenebroasă era pentru că perestele de la Aiud fuseseră deja oblonite. S-a pus scândul la fiecare să nu vedem nici cerul, nici pământul. Am intrat înăuntru patru paturi, cam dezordonate așa, nu știu cum să spun. Și într-un pat de jos văd o mobiliață de om strâns așa. M-am mirat de la început faptul că n-avea voie să stai în paturi. Trebuia să stai la marginea patului de obicei. Dar m-am prezentat că așa era modul în detenție, când intru undeva trebuie să te prezinți. Știam cum mă numesc, știam ani de detenție, știam pentru ce a fost condamnat. Intru înăuntru și omul acela care era puțin cam învelit în pătură, a scos capul așa și mi s-a pe tare ciudată ființa asta. Brunet, puchi, așa, nu știu cum erau. Nu știu că am avut o senzație, așa, m-a dezamăgit, nu știu să spun. Omul de sub pătură s-a uitat la mine și a început să zâmbească după aceea să se râdă. Ha, ha, ha. Păi zice, păi vii la mare aici, ce mergi la, vii la mare aici la plajă, că dacă eram în cămașe, în filos și fără șapă, după în bocanci, mă numesc, și-a spus, mă numesc Cușa George din Constanța. Ești binevenit, dar după nume, înseamnă că ești român. Da, domnule, dumneavoastră, pe mine, eu sunt Nichifor Crainic. Mi-am făcut cruce. Adică zic, eu nu Nichifor Crainic, Ion Dobre. A, mă știi? Păi vă știu din perioada 44-45 de la București, și eu am studiat la filozofie și m-am odiat o singură dată. N-am putut să termin cuvintele respective, s-a deschis de nou ușa și m-a luat milițar și m-a dus la Neagră. Asta a fost întrevederea mea cu Nichifor Crainic. Avea vocea metalică încă, suferea foarte mult de reumatism și de foame. Cumplit. Dar, pentru că vine vorba de Crainic, vreau să vă spun că mi-am avut mai mulți poeți în detenție, dar doi au fost cei care au fost un fel de stâlpi ai noștri. E vorba de Radu Gir, care ne-a coborât pe Iisus în celulă, și Nichifor Crainic, care ne-a arătat unde sunt cei care nu mai sunt. Și pentru că a venit vorba de unde sunt cei care nu mai sunt, să vă citesc la câteva versuri din ea, dacă se poate, da? Că în detenție, când cineva întreba, băi, unde a fost Gheorghe ăla? Păi du-te și întreabă-l pe Crainic, că el spune unde sunt cei care mai sunt. L-am pierdut? Nu l-am pierdut? O, pe data, dacă nu fie asta. Doamne,
încetişor. Unde sunt cei care nu mai sunt? Întrebat am vântul zburătorul și dibiu pe care aleargă norul. Pe albastre margini de pământ, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa vântul aripile lor, mădoboare nevăzute zbor. Întrebat am lumii sa ciocârlie, cam de la ce leagă în tărie. Unde lemnul cântecului sfânt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa ciocălie s-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebată-n bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede din cleric, ainele necuprinse de cuvânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa bufnița, când va cădea, marele întuneric vei vedea. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt întrebări. Despre Nichif, lor. Foarte bine. Mulțumim frumos. Despre Nichif, lor, ca nici. Altă întrebare există? Da. Până atunci eu vreau să vă spun că am spus mai puțin decât trebuia despre domnul profesor Florin Duțu. Dânsul a reeditat, să zicem așa, sau iată o formă cât de cât academică, pot să spun chiar academică, la neurile lui Nichifor Crainic. Sunt trei volume care reprezintă trei etape distincte din viața sa. E vorba de perioada la începutul vieții până în 1944, moment când el cade în disgrație, cade sub vremuri, sau cum să zic eu, sub urmărirea noilor autorități care veneau de la nord-est, bolșevice, cavediste, comuniste, comuniste atee, pot să zice. Asta e prima etapă și primul volum este pentru mine cel mai interesant, reprezintă foarte bine imaginea culturii românești în adâncurile sale, deci nu numai presă, de vorba și de Academia Română, de vorba și de politica românească, de teologia românească și multe, multe alte aspecte care înseamnă cultura și geniul românesc. Etapa a doua este de vorba de acei ani trei de pribegie, mai ales prin Transilvania, care ne-a vorbit de un profesor. Volumul e mai succint, dar arată prin ce a trecut. Chiar se poate face un film în mod cert și văd că nu s-a gândit mai să-l facă despre acești ani dramatici, trei ani. Și după aceea urmează anii 47-62, 15 ani de pușcărie, anii de temniță grea ai lui Nichifor Crainic. E foarte greu să descrii temnița, toate fețele temniței. Sunt unii care condamnă temnița, compromise care ajung acolo, în cazul Pitești, cazul chiar Aiud, dacă vrei, sau alte pușcării românești, mi-au cedat nervos. Și el poate a cedat nervos, și nu numai el, și alții, chiar de-ai noștri din biserică, dar vremurile au fost cumplite. Oamenii nu au putut să reziste și au făcut pe plan cu altora. Dar ei rămân martiri, mărturisitori și oameni adevărați pentru neamul nostru, pentru neamul românesc, pentru ortodoxia românească. Așa a fost și Nichifor Crainic. Deci astea sunt cele trei volume de memorii care ar merita, cred că au fost și aici prin librăria domnului director, mai ales primul volum, îi recomand, este super volum, bine editat, formă academică, editarea. Pe aceea apar lucrări care se referă la cele trei personalități, nu știu care pe aici sunt, Stăniloae, Crainic și Boga. Există și alte mărturisiri, că dânsul a căutat, v-am spus, la sursă informații, a scris despre fiecare în parte, despre părintele Stăniloae, despre părintele Arsenie Boga, despre domnul profesor Nichifor Crainic, cărți distincte. Au apărut prin librării, mă rog, le mai găsit și eu și alții pe la Mănăstirea Sâmbăta și nu numai, chiar pe aici, pe la Curtea Brâncovenească. Deci a depus mult sârg, pot să spun, în această de cercetare de a redescoperi acești trei mari români pe care i-am pomenit, Nichifor Crainic, părintele Dumitru Stăniloae, părintele Arsenie Boga. Dacă mai sunt alte întrebări, ce mai avea o mică surpriză, că peste foarte puțină vreme vom, dați-mi voie să spun o dată, vom întâmpina, vom
sărbătorit, că până la urmă e o sărbătoare mare pentru neamul românesc, 100 de ani de la unirea, reunificarea, e vorba de mai multe reunificări ale Basarabiei sau Moldova aceea de la nord-est, Basarabia, să vă spună domnul profesor când despre dânsie este vorba, să pomenim și ceva despre ea, asta e surpriza, foarte puțin timp, dar cu noutăți din istoria actuală, să nu zic recentă, a Basarabiei de astăzi. Dacă sunt întrebări, am văzut acolo, este un doritor, domnul care ne-a făcut și poze, dumneavoastră, vă rog. Având în vedere și faptul că prețurile sunt deloc încurajatoare, indiferent ce formă de manifestare a artelor de cultură, îndeoseb celor care au cea mai mare nevoie, stranie coincidență, aceștia au răspundere. Având în vedere acest lucru, întreb, mă opresc asupra unui exemplu, o întrebare exemplificatoare. Această înregistrare pe care, care mi-a bucurat inimile, sufletele, făcând a intra în prezentul continuu, în prezentul dumnezeiesc, având în vedere că acest prezent îl simțim și atunci când citim operele jurnalistice ale lui Mihai Eminescu, mari mărturisitori ne fac să stea timpul lor, timpul să nu mai ai de valoare și să ne veșnicim copiii. Într-o asemenea situație putem nădăjdui că nu numai înregistrarea aceasta, unicii corporanii, care este un material de paiscet de o sănătate covârșitoare, în toată, mai cu seamă, prin simplitatea asta neacademică, putem nădăjdui că asemenea materiale, dar nu numai acestea, vor fi dezaurizate într-un fel sau altul, așa încât studenții dumneavoastră să poată fi, să se poată ridica pe un scăunel mai decent de la nivelul ierbii, iar cei care le vor urma, însă și cei de vârsta a doua, a treia, să își poată primeni sufletele alminte, cum este o altă vorbă, și dacă se taci, nu e o problemă. Vine vremea când pietrele din zidurile cetății vor vorbi. Eu vă mulțumesc. Întrebarea era aceasta. Dacă e posibil. Accesul liber, dezaurizare, în genul dacoromanica.com, nu în maniera Gagl, care vine acum Folgheti și monopolizează tot ce înseamnă public domain open source la nivel mondial, că nu mai poți să scoți o imagine din 1765. Liberul acces. Dacă romanica a fost inițiată. Da. Biblioteca Centrală Universitară, prin această, dacă romanica s-a într-o tot o altă manieră, dar dedicată nu numai sfinților noștri, din episod. Sunt cunosc personal, pentru că am colaborat cu Radu Constanța în primele luni de existență, iar soția mea lucrează și acum acolo, un fenomen.
care s-a petrecut la București. Cilindrii de ceară și o mulțime de înregistrări din fonoteca de la colecția lui Brăiluiu, de la București, Institutul de Etnografie și Folclor, au făcut pași, s-au dus pe urmele brățărilor lui Santi Tamara, fie au fost pur și simplu distruse. Suntem un popor pe cale de a fi contestat în privința identității sale dumnezeiești, că Dumnezeu știe că ne-au ajutat aici, tocmai prin aceste rapuri. Ori ce se poate face prin dumneavoastră? Asta era întrebarea. Putem crede că într-o perioadă relativ scurtă se va putea accede un asemenea material sau altul sau altul, pentru că am interesat să fie o casă de înregistrări, e simplu. Da. E deosebit de simplu. Dar este aproape injurios, ce preocupări există în chestia asta, spune. Da. Eu, ca brand designer, pentru că am avut un brand design cu Curtea Brâncovănească, cunosc oarecum costurile. Dar nu este normal. Dacă ei sunt părinții noștri, noi să cumpărăm amintiri despre părinții noștri. Atât am avut de întrebat. Da. Domnul profesor Ion Constantinos, dacă îmi permiteți, putea o mic răspuns. Da. Așa. Dacă nu abuzez de dumneavoastră, pentru că îmi propusesem acest lucru, aș dori, numai dacă mi este permis, da citire unui poem pe care îl pregătisem pentru sala aceasta în memoria lui Cicifor Cranici a tuturor celorlalți, dintr-un volum de versuri în pregătire, m-am de rugăciune. Haideți, dăm întâi răspunsul la întrebare și după aia încercăm să găsim și soluțiile celelalte. Cu permisiunea dumneavoastră, deși eu eram pregătit pentru un preambul la tema Basarabiei, pe care la rămâne. La rămâne. Întâmplător sunt, într-o anumită măsură, la curent cu ceea ce ați amintit, este un lucru extrem de important, proiectul Daco-Romanica, pentru că înseamnă tezaurizarea, practic, în panteonul românesc, permanent, a valorilor spirituale, în primul rând, a cărților, a bibliotecilor și a tuturor creației, a întregii creații științifice și culturale. Mai este Clujul, iertați-mă. Nu numai Clujul, da, stau. Deci, în urmă cu mai mulți ani, Biblioteca Metropolitană București, împreună cu Biblioteca Academiei, a inițiat acest proiect. El a avut niște progrese semnificative. Sigur, în ultimii ani au intervenit niște disfuncții legate de conducerea Bibliotecii Metropolitane de moment, mă rog, cazul cunoscut. Din câte știu, proiectul se reia și există perspectiva ca să fie dezvoltat, ceea ce este, mi se pare foarte normal pentru un sistem modern de tezaurizare a cărții și a întregii creații științifice culturale a unei națiuni. Deci există lucruri deosebite făcute în acest proiect Daco-Romanica și există perspectiva pentru continuarea și pentru dezvoltarea sa în viitor. Aceasta vreau să răspund. Da. În privința acestei înregistrări, vom putea spera că aceasta și altele vor putea fi aduse la bunul public ca și acest proiect. Da? Rostul proiectului este tocmai să fie adus cu maximă, să spunem, accesibilitate la bunul public, la îndemâna oricărui cetățean din țara asta. Deci, acum sunt deja o serie de lucruri digitizate, ca să informăm, o digitizare a tezaurului de carte și nu numai de carte, de film, de orice înseamnă creație științifică, culturală, spirituală a națiunii. Deci sigur că da, asta este Eurosul. Și alte țări, cum este Franța, Germania, mai spun, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, au făcut progrese semnificative în acest domeniu și noi suntem ca totdeauna cam mai cu o oarecare întârziere, dar există premise totuși pentru dezvoltarea proiectului în continuare. Există, mă rog, am fost și eu pe acolo, prin spațiul ăsta politic, al Parlamentului de astăzi, există o idee, poate un proiect, mă rog, l-am gândit și eu într-un anume fel, l-am și spus unde trebuia, poate o să ia și viață, spre o lege despre conservarea valorilor românești. Iată, un exemplu, dacă vreți să mă ascultați. Noi nu avem în România noastră
referam la nomenclatorul străzilor de pildă. Apoi este Nichifor Crainic. Există undeva Nichifor Crainic prin România, pe o stradă? În satul Bulbucat. A, la el acasă. Da. Dar totuși Nichifor Crainic este doctor honoris causa la Viena. Unde ar merita el să aibă o stradă? Există alții. Aici, în Dobrogea, am încercat, am purtat discuții chiar la nivelul primăriei, există pe cale, au un proiect. Există și alte părți din țară. Ația oameni, ația valori, ația militar, ația ofițeri, general, de armată, dar există oameni de cultură, oameni care au fost puțin de dreapta, oameni care au avut valori ortodoxe. Sunt erarhi români. Vorbeam despre Isarion Puiu, poate o să-l pomenim aici domnul director cu un altul, dacă aveți plăcere, un colonel al armatei române, armatei actuale, dar care a trăit din plin pe Isarion Puiu, să-l redescoperim. O figură mare, care putea să fie și el omorât, cum ceilalți, în 46, pentru că a fost român. Și a fost așa, din întâmplător, a fost prin Basarabia, Bucovina și Transnistria. Asta ca paranteză. Nu numai acest lucru, dar există valori care pot fi scoase în evidență în țară și în afara țării. Și să nu ne mai iasă aceste valori din țară. Să există totuși o monitorizare a acestor valori. Noi nu avem un inventar al valorilor mobile și imobile în cultura românească. Am pus problema asta foarte clar. Depinde în biserică. Noi avem un inventar colosal. Și totuși ne scapă câte ceva. De aceea trebuie lucrurile gândite bine printr-o legislație bine pusă la punct, în care să respectăm valoarea poporului român din toate timpurile și mai ales pentru secolul 21 în care noi trăim. Cam asta am vrut să spun. Mai este cineva, parcă, dincolo de poezie. Singura stradă este Pidești. Da? Apoi în Pidești. Mă bucur. Bă, că ești bine pus la punct. Da, da. Domnul Cușa, vă rog. Da. Multe luptători pe baricade, dar trebuie să plec. Am înțeles. Și era cu gardă de cort. Da, da. Am înțeles. Ai de vorba poezia aceea? Da. Da. Dar îmi se lipesc ceva. Basarabia. Se băgă Basarabia de da. Un preambul pentru noi. Da. Da. Băgă-te-i Basarabia sau poezia? Basarabia. Da. Avem acea surpriză care am avut-o în vedere chiar dinainte, avându-se în vedere că probabil, nu știu, noi o să avem mâine o discuție la Universitatea în sala Senatului, vă invit și acolo pe dumneavoastră și ar fi o mare plăcere să fiți și acolo pentru noi, vor fi și alți vorbitori, în afară de domn profesor Ion Constantin, bineînțeles că mi-a promis va fi și în altul și poate și domnul rector, e vorba de Basarabia noastră care se reîntoarce la România în 27 martie 1918, după pățanie de foarte mulți ani, de 106 ani. De curând noi aniversase comemorare, sau cum să zicem, în 2012, 200 de ani, la raptul Basarabiei, tot aici, la Ovidius, am făcut o discuție largă cu oameni de cultură istorică, în primul rând, și acum domnul profesor Ion Constantin o să ne spună câte ceva, deci pe asta vreau să ne axăm, că totuși istoria este lungă, e vorba de 200 de ani și poate vorbim de mediu, sunt sute de ani. De ce se întâmplă astăzi la Chișinău. Sunt lucruri foarte interesante și merită puțin în interes din partea noastră să le ascultăm. Domn profesor, vă rog. În altă sfinția voastră, prea cu cernici părinți, domnul rector, sunt deosebit de bucuros și onorat totodată că am ocazia să vorbesc despre o temă extrem de actuală. E vorba de aniversarea centenarului Marii Uniri. Primul pas al Marii Uniri a fost cel al unirii Basarabiei cu patria mamă România. Și cum spunea regele Ferdinand, Basarabia este copilul cel mai mic, dar poate cel mai voinic care revine la mama România. N-aș vrea să fie o dublare cuvântul meu de astăzi și o provocare, ca un preambul mai degrabă, al discuției pe care o vom dezvolta mâine, inclusiv pe aspectele privind rolul bisericii în mișcarea națională din Basarabia și în actul din 27 martie 1918. Vreau să vă spun, să pornesc la următoarea idee. Mai mult să ne referim la niște lucruri de actualitate, dacă se poate, și în perspectiva unui, în speranța unui dialog interactiv, având în vedere că lucrurile sunt destul de bine cunoscute și există un interes
viu față de ceea ce se întâmplă dincolo de Prut în aceste momente. Istoricii au șansa să... că filmul realității curente, realității contemporane, l-au mai văzut odată, cumva. Pentru că istoria se repete, e adevărat, în alte, în alte contexte istorice, dar există o anumită ciclicitate în istorie. Alaltăieri, după cum știți, probabil, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova a dat o declarație prin care s-a raliat, practic, la declarațiile recente a 108 localități și consilii raionale din Republica Moldova de unire cu România. Aceste lucruri, sigur, s-au întâmplat. Știți, la Iași a fost de curând, chiar zile trecute, duminică, a fost o întrevedere cu între primarii și reprezentanții acestor localități, acestor organe locale din Moldova care au luat aceste hotărâri, inclusiv din Sadova, locul de naștere, de proveniență al kremlinezului Dodon, cunoscut foarte bine pentru poziția sa pro-rusă. Și vreau să spun că lucrurile acestea s-au întâmplat, o să le reamintesc și mâine, înaintea Marii Uniri din 27 martie 1918, în data de 3 martie 1918, zemsa districtuală, deci ceea ce a însemnat astăzi Consiliul Județean al localității, al districtului Bălți, a luat hotărârea de unire cu România. În 13 martie, zemsa locală de la Soroca a luat o hotărâre similară, iar pe 23 martie 1918, zemsa de la Orhei. Deci aceste fenomene, aceste, să spun, decizii de autodeterminare și de unire cu patria mamă România au mai fost în istorie. Acum, vedeți, după cum vedeți, are o anumită o amploare deosebită acestui fenomen. El nu are doar un caracter simbolic, cum se spune, are un caracter mai profund. Indică o anumită mutație, o anumită, să spunem, opțiune care începe să capete profunzime și extindere în întreaga societate de dincolo de Prut. Există speranța ca, pe baza conștientizării beneficiilor, avantajelor reunificării cu țara mamă România, să se consolideze, să apară un adevărat, un curent care va pune foarte serios problema reunificării cu Moldovei, așa, mă rog, sigur, acum rămâne de văzut în detalii de cum se va face acest lucru cu România. Deci există premise în opinia mea ca anul centenarului totuși să marcheze o semnificativă schimbare de situație și de apropierea reîntregirii țării. Eu vreau să vă spun numai câteva idei din declarația Uniunii Scriitorilor. Se vorbește acolo despre faptul că situația actuală a Moldovei, care de fapt trebuie să o recunoaște, este un gen de stat eșuat până la urmă, este o anomalie până la urmă, pentru că Moldova, să zic, este prin raptul din 1940 a fost îndepărtată de la cursul său normal, cursul european, sigur. S-a încercat, știți foarte bine, în 1941 prin războiul de dezrobire a teritoriilor de răsărit, readucerea acestora la România. Nu s-a reușit, au intrat apoi din nou în stăpânirea Imperiului Sovietic, dar s-au produs, e adevărat, și mutații destul de prejudicioase cu efecte pe termen lung în ceea ce privește substanța etnică a societății de dincolo de Prut, colonizări, deportări, știți foarte bine toate aceste evenimente tragice care s-au întâmplat în decurs aproape 50 de ani, dar există în același timp o anumită creștere semnificativă. Sigur, sunt și disfuncții foarte îngrijorătoare, adică nefavorabile în lumea euroatlantică, după cum știți foarte, foarte bine. Deci nu există să spunem, o situație foarte, foarte clară în această privință, dar în același timp, după cum știți, politica este arta posibilului. Se pot schimba foarte, foarte multe lucruri în scurt timp. În 1918, nici atunci nu era o situație prea, prea, să spun, roză.
eu să sumnez mâine care dramatismul acelei perioade din ianuarie care a impus până la urmă intervenția armatei române pentru salvarea procesului de autodeterminare și de exprimare democratică liberă a autodeterminării și a unirii cu România. Dar părerea mea că trebuie să fim atenți pe ceea ce se întâmplă dincolo de Prut și să manifestăm speranță în ideea că și cu speranța, cu motivații bine fundamentate că ora noastră astrală s-ar putea repeta. Și de aceea rămân încrezător, sigur că este una din preocupările noastre în contextul marcării centenarului și care trebuie să ne dea speranță și speranță pe care nu trebuie să o pierdem niciodată, pentru că, după cum știți, vreau să spun că speranța moare ultima și ea trebuie să ne anime atâta vreme cât trăim pe tot parcursul vieții și, oricum, cred că generația noastră va putea vedea că se va repeta cumva, nu știu, într-un termen, n-aș putea să-l definez, dar în urmă cu 2 ani, vreau să reamintesc, a fost o constatuire a sfatului țării 2 la Chișinău, care a constatat caracterul ilegitim al desfințării sfatului țării. Adică s-a hotărât atunci în mod clar că sfatul țării rămâne în continuare un organism legitim și perfect legal. Sigur că este o hotărâre simbolică. Lucrurile sunt complicate, dar în pofida acestor obstrucții, acestor convulsii, lumea de dincolo de Prut începe, e vorba în geam de tineret, tineretul. E adevărat, e plecat o mare parte a tineretului, peste 1 milion de oameni din Moldova sunt plecați. E o situație dramatică din punct de vedere demografic. Este o situație dramatică pe plan economic. Este o stare de pervertire a mentalității, a electoratului revolut de acolo, electoratul care în general nu prea știe ce se întâmplă în lume. E vorba de o anumită ofensivă deosebită a propagandei ruse care se manifestă în continuare. Acum e greu de prevăzut și de exactizat ce se va întâmpla într-o perioadă pe termen scurt. Dar sunt convins că lucrurile vor lua o turnură într-un anumit moment care îi va conștientiza pe oameni că oricum este mult mai, să spunem, mai profitabil, dacă nu mult mai bine pentru ei, ca să se unească cu România și și oricum să trăiască într-o lume civilizată, într-o lume europeană, decât într-o chimeră euroasiatică, așa cum propune actualul președinte de la Chișinău. Mâine vom avea discuții mai ample pe aceste probleme și chiar sunt acum doi ca să-mi ridicați mingea la filo să vă răspund la eventuale întrebări în legătură cu ceea ce se întâmplă acum în Moldova și cu aspectele de istorie care le-am anticipat cumva într-o manieră rezumativă, dar pe care le vom dezvolta în discuția de mâine de la Universitatea Ovidiu. Aștept întrebările domnilor voastre. Da, vă rog, doamne. Toate cărțile. Pe aceasta am luat-o de la Biserica Drăgănești. Nu s-au spus multe lucruri, într-adevăr, că nici nu avem cum să spunem. Ceea ce m-a impresionat foarte mult în această carte este exact premonița sau previziunea sau cum vrem să spunem, avută de părintele Arsenie Boca în momentul în care se afla pe peronul gării din Chișinău. Tot s-a vorbit despre Chișinău aici. Impresionant de ce? Fiindcă părintele Arsenie Boca a presimțit că de acum începe dezastru pentru Basarabia. Și dacă îmi permiteți, aș vrea doar să spun cuvintele exact din această carte, redate de părintele Arsenie Boca. Citez, am văzut, stăpânul stă rezemat într-o ușă de gară, cu ochii pierduți în zare, dar părea că vede toate neamurile, toți oamenii din ele și toată lumea, tremura de frig. Așa mi se părea. Însă am înțeles că o durere fără seamăn pentru ceea ce vede, aceea îl făcea să tremure și mai tare. Cu adevărat, omul durerii. Omul durerii era Iisus. A avut exact această viziune cu ce se va întâmpla cu Basarabia, cu pactul Ribbentrop-Molotov și multe aș putea să dezvolt în acest moment. Mi este atât de drag și
Nechifor Crainic l-am întâlnit peste tot în sursele pentru documentarea teza de doctorat Vasile Voiculescu. Într-adevăr, gândirea, gândirismul au fost esențiale în perioada interbelică, a zis foarte bine acest lucru. Ce este curios că în această perioadă literatura noastră și cultura s-au remarcat în plan internațional din toate punctele de vedere. A fost teoria sincronismului pe de-o parte a lui Eugen Lovinescu, iar pe de altă parte, la extrema cealaltă, a fost exact despre ce a discutat dumneavoastră în seara aceasta. Și numele cele mai mari s-au dat exact de la gândirea și pornind de la Nechifor Crainic. Ați amintit de importanța Vântului Stăniloae, de Filocalie, de Arsenie Boga și, bineînțeles, de mentorul lor, Nechifor Crainic. Sunt pilonii care i-au determinat pe cei care tocmai au plecat din sală să reziste în pușcării. De multe ori m-am gândit dacă noi am putea să stă o zi în pușcărie, nu cât au stat unii câte 25 de ani. Și tocmai acest pilon al credinței a făcut să reziste. Nu mai dezvolt atât de multe lucruri de spus despre faptul că tocmai în închisoare s-a născut Filocalia, tocmai în detenție, în acele celule, în zarcă și în tot ce a făcut la voastră, George Cușa. Întrebarea mea este următoarea. Care este rolul seminarului teologic de la Chișinău și în general a culturii, a intelectualilor basarabeni în revigorarea și întărirea credinței în general? Fiindcă primul curs de mistică a fost sunit la Chișinău de către Nechifor Crainic și apoi adus la București. Părintele Arsenie Boca a fost la Sfântul Munte Athos și apoi a venit iarăși la Chișinău să învețe arta de pictură în Foița de Aur. Și sunt foarte mulți care s-au format fie la Cernăuți, da, fie la Chișinău. Deci întrebarea este dacă putem face o legătură mai directă între Dostoievski, Misticescu și seminarul teologic de la Chișinău și respectiv faptul că atâția oameni au rezistat în istorie comunistă tocmai prin această credință. Sper că ați înțeles întrebarea, că sunt atât de multe de spus, dar e timpul limitat. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și v-ați gândit foarte bine să citiți acel fragment din memorialistica părintelui Arsenie. Am uitat să menționez ceea ce ați completat dumneavoastră, că în 1939 părintele Arsenie a mers la Chișinău să învețe acea tehnică de aurire a icoanelor, cicanca denumită. La întoarcere, într-adevăr, în gară are această revelație, se întâlnește cu Mântuitorul Iisus Hristos și practic își dă seama că se împlinește acel cuvânt, iată, eu cu voi sunt până la sfârșitul veacurilor. Și de atunci se pare că a primit acest dar al înaintevederii și a luat această hotărâre de a dezvolta mișcarea de regenerare a vieții bisericești din România, mișcare care ar trebui cumva reanalizată și pusă în practică de generația noastră, pentru că elitele românești, într-adevăr, au fost lichidate în închisorile comuniste și aceste elite nu au apărut din senin, au apărut încă de la 1821, acele generații de care vorbea martirul Mircea Vulcănescu. Generația scurs, care tocmai au plecat de aici. Da, Crainic făcea parte din generația de aur a Unirii. Bineînțeles, Crainic nu a apărut întâmplător. Ar trebui să reanalizăm această perioadă și să vedem de ce lumina pe care ei au vrut să o transmită mai departe, această lumină nu a fost cumva preluată sau în mare măsură după moartea lor și au fost trecuți în uitare. Însă e foarte greu să, dacă nu există un program academic sau un program național,
rămâne la noi, prin activitățile noastre, să-i redescoperim și să-i avem drept modele. Seminariile teologice au dat personalități de o valoare impresionantă. E cazul multor marelui geograf, întemeitor al geografiei românești. După aceea mă gândesc la mari profesori de teologie care nu s-au rezumat la aceste studii și au scos teologia din cercul strâmt al teologiei și au expus-o întregii lumi, cum a fost cazul lui Nichifor Crăinu. Nu știu dacă am reușit să vă răspund la întrebare. Această revistă a fost deschisă tocmai pentru toți românii și mai ales chiar și pentru evrei și așa mai departe. Și nu a fost xenofob și chiar și-au dorit să promoveze și maghiari și evrei și așa mai departe. Deci iată că el spune și aduce argumente legate de rostul și rolul acestei reviste evreice. Da, practic o generație cum a fost cea de la gândirea nu a existat nici măcar în țările vest-europene. A fost, după cum spuneau mari profesori români care au emigrat în țările din vest și și-au dat seama că valorile noastre au fost cel puțin la același nivel cu acele valori europene și mai presus de toate au încercat să facă artă românească, după cum spuneam, ținând cont de cele două valențe ale sufletului românesc, mitul folcloric și ortodoxia românească, să spunem, și nu numai, căci ortodoxia este universală. Da. Bun. Da. Da. Un minut, vă promit. Legat de readucerea ambasătorului lui Nichifor Crainic în actualitate, e un vis. Să nu uităm, de exemplu, el spunea democrația e arta de a sacrifica neamul interes personal. De ce nu va fi readus oficial în actualitate? Așa o propunere concretă, în schimb, de readucere în actualitatea învățământului a învățăturii lui Nichifor Crainic. Cred că prin 2003, în Artea Sfinția sa, a adus la Constanța pe profesor Constantin Bucescu, care a reluat cursul de mistic al lui Nichifor Crainic întrerupt în anii 50. Propunerea concretă de readucere a învățământului învățăturilor ucrainic în actualitate ar fi reluarea cursului de mistică la tot la Constanța, pe către Înaltea Sfinția sa Teodosie, la Teomisului. Dacă mi-amintesc, chiar la moartea profesorului Bucescu a spus ceva în sensul acesta că veți continua cursul de mistică, cred că ar fi de mare folos învățământului teologic. Nu știu, nu mă pricep, sunt inginer de profesie și ăla nu prea pregătit, dar cred că un învățământ teologic lipsit de mistică riscă poate să alunece ușor în gnosticism. Cred că ar fi de mare folos reluarea cursului de mistică oriunde, poate în toată țara, dar vorbim de Constanța în momentul de față. Legat de învățăturile lui Crainic, doar un pic vă mai rețin, noi am reeditat Nostalgia Paradisului și Dostoevski și creștinismul rus. Mai avem încă la librărie niște broșuri, Statul etnocratic, Copilărie și Sfințenie, Iisus și Omul eroic. Sunt niște broșuri foarte mici care, dacă ar ajunge la tineret, cu siguranță că i-ar captiva. Dar rugămintea mea e legată de cursul de mistică. Mulțumesc! Da.
Vreau să vă spun că n-am spus și a dat drumul la acest film cu poze și ce vezi dumneavoastră. Sunt manuscrise acte, documente de importanță capitală pentru actul unirii, scoase din acest corpus, care a fost editat în 1929, reeditat în 2017 de Bogdan Bucur, cadru universitar la SNSFA în București, Cartea de Aur a Centenarului Marii Uniri. Marii Uniri. Într-adevăr este adăugită această ediție cu doi documente, fotografii de epocă, ați văzut erarhi, chiar viitorul patriarh Mirov Gristea, ați văzut pe cei care conduceau țara atunci, regele Ferdinand și Regina Maria, oameni din cultura politică românească, documente, acte, prin care s-a încheiat Marele Act al Unirii. Și mâine va derula acest filmuleț, sper că de la cap la coadă sunt vreo 700, zic eu, de imagini, în care sunt redescoperite pentru ochii noștri marile documente și acte prin care s-a creat statul național unitar român, România mare, mare. Deci înseamnă mare, însemna vreo 375.000 de kilometri pătrați, nu? Deci, culmea de locuitori, dacă ar fi să-i spunem, să spunem astăzi pe așa, ar fi fost la 35 de milioane. Cam așa ar fi fost populația României. Mamă, ne gândim la demografia asta, care nu are o mare problemă pentru țara noastră, cum spun istoricii, cum spun sociologii, cum spun poate puțin oamenii politici din țara noastră. Sunt foarte mulți plecați din țară, e cea mai mare plecare din România și spune mult pentru sufletul nostru, adică spune cu multă tristețe că nu e bine. Că țara este părăsită de cei tineri de mare, mare valoare. Vorbeam cu domnul profesor astăzi în mașină când mergeam spre Constanța și împărtășeam aceleași idei. Ce facem ca să se reîntoarcă? Ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca să-i avem din nou lângă noi pe acești români. E vorba de vreo, spunea de un milion din Basarabia, că mai sunt vreo 4 milioane. Patriarhia ea, chiar acest ziar Lumina, spunea, instituția de specializată de statistică a statului român, vreo 3.400.000. După mine, eu știu din informațiile mele care, mă rog, zic că sunt aproape sigure, sunt vreo 4 milioane plecați și încă 1 milion care sunt cu navetă, cu devinul. Și cu 1 milion din Basarabia vreo 6 milioane. Și nu mai zic, astea sunt cifre discutabile. Dar oricum, niciodată țara aceasta, poporul român, nu a fost în felul acesta afectat sau afectate când discutăm și despre țară și despre poporul român. Este cea mai mare migrare de populație din lume după Siria, dar Siria e în război. România ce război are? Și vorbim de Uniunea Europeană, România nu europeană. De ce se întâmplă treaba aceasta? Ce, anume? Un război nedeclarat. Mă rog, nu vreau să intru în detalii. Problema este că e o problemă. E o problemă și aceasta și poate odată cândva o să discutăm. Un altul am discutat noi acum câțiva ani despre acea naștere de copii și de familia tradițională pe care văd că este așa și stânga și dreapta și genul lumea politică au pus-o la coș. Familia tradițională pe care Patriarhia Română o susține, prin ea de fapt biserica trăiește, comunitatea ortodoxă, trebuie să o discutăm și noi aici, probabil într-un seminar, ce să facem ca să fie bine pentru țara aceasta, apropo de a pune în discuție aducerea valorilor din afară către țară, a poporului român care a dispărut din țară și a plecat dincolo, în alte părți ale lumii. E o problemă mare. Atunci se punea problema să ne unificăm, să creăm un tot unitar, un mare stat, un mare popor în Europa, și așa a fost vreo 20 de ani, să zicem până la declararea, până la începerea celei de-a doua conflagrație mondiale. Dar astăzi, iată că este un proces invers. Deși ne bucurăm de marea democrație, de Uniunea Europeană, de așa, uite, aici sunt și trupele anglo-americane sau americane, nu mai sunt anglo-americane, sunt americane. Dar ce face populația noastră? E vorba de poporul român, de țara noastră, de sufletul nostru. E o problemă mare pe care vreau să o abordăm, poate la anul universitar următor. Merită atenție și să o deschidem cu sociologi, profesori, istorici, cum trebuie. Asta apropo și de, nu știu dacă în anul Unirii. Poate și în anul Unirii, în doamnă încolo. Asta e altă problemă. Oricum, ultimul cuvânt îl are înaltul. Concluzia, nu știu dacă e bună sau mai puțin bună, dar am încercat și noi să dregem, să zicem așa, așa cât am putut și noi, să spunem puțin, puțin de tot despre acest mare act al Unirii. A fost cea important moment istoric al poporului român, când România a fost mare. Au gândit-o și cei din Antichitate, și Mihai Viteazul, și alții, începând cu Cuza, și iată că în 1918 a devenit România mare și a fost două decenii mare. După aceea știți bine tragedia prin care a trecut țara aceasta și încă mai trece. Încă mai suferă. Ce puțin Basarabia văd că ne zâmbește, să ne zâmbim și noi și să ne unim. Eu așa îmi doresc.
Da, preoția voastră, vă rog frumos să ne spuneți cuvântul final. Iubiți părinți și iubiți credincioși, a fost o seară provocatoare, deosebit de importantă pentru mine personal și pentru fiecare în parte. Ca student în anii 76-80 și apoi ca doctorand, profesorii mei care au cunoscut personalitatea marelui Nichifor Crainic, l-au avut cel mai des pe buzele lor. Se vorbea despre Nichifor Crainic ca despre un mit care ar trebui să continue să existe în conștiința românească. Nu se putea spune atât de tare, pentru că în vremea aceea era încă interzis. Dar mi-a rămas imprimat în minte numele și mesajul operei marelui Nichifor Crainic. De aceea, iată, îl redescoperim și îl aducem în actualitate. Atât de frumos a prezentat domnul profesor Florin Duțu, atât de interesant a fost dialogul cu fiica, atât de bogate sunt cărțile reeditate, amintite de domnul Marcel Bouroș și, sigur, ascetica și mistica trebuie să continue. Neoficial, m-am ocupat și oficial de teologia dogmatică în care am atins și ascetica și mistica, dar pentru că este o nouă provocare, în anul viitor voi face un curs special de ascetică și mistică pe această coordonată a gândirii lui Nichifor Crainic. De aceea consider că seara aceasta este un moment special și n-am venit întâmplător aici. Domnul profesor Gheorghe Anghelescu este un scormonitor în sensul bun. De fiecare dată a venit cu mai multe teme, cu mai multe personalități și iată, și aici și la universitate s-au susținut teme de importanță mare pentru spiritualitatea, istoria și demnitatea neamului nostru. Așteptăm conferința de mâine. Copleșitor a fost și domnul Cușa, un om care are această luciditate și foarte clară penetrare a cuvântului său și nu lipsește de la nicio întrunire. Aceasta e tinerețea sa, o tinerețe reală pe care trebuie să ne însușim și noi. Vă mulțumim! Ne rugăm! Mulțumesc, domnule profesor, că ați început. Abia așteptăm continuare. Cu mare drag. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu bine este cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu pe mărim. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mulțumim și revenim aici, domnule Marcel. Da.
dat cea mai bună veste. Dacă priviți și păcătoși la curs, eu sunt primul prezent. După Paș, însă mi-am propus și vă invit în două sau trei zile să prezint Apocalipsa.